Emisiune oferită de către ProLife Clinics, pentru că sănătatea ta este vitală pentru noi. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Astăzi, în prima parte a emisiunii noastre, vom discuta cu medicul dermatolog și vom afla informații despre fotoprotecție, despre ce presupune prevenția împotriva cancerului cutanat și, de asemenea, vom primi lămuriri cu privire la factorii ce pot cauza afecțiuni grave ale pielii. În a doua parte a emisiunii ne vom întâlni cu medicul pneumolog și ne vom îndrepta atenția asupra astmului bronșic, o afecțiune respiratorie cronică despre care vom afla noutăți în ceea ce privesc metodele de tratament actuale, dar și cât de importantă este complianța terapeutică a pacientului în acest caz. Începem așadar prin a afla cum putem să ne menținem pielea frumoasă și sănătoasă vara aceasta de la invitata mea din această după-amiază, doamna dr. Claudia Artenie, medic primar dermatovenerologie, ProLife Clinics Iași. Doamna doctor, bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! Doamna doctor, suntem, așa cum știm, la începutul sezonului călduros, la începutul sezonului estival. Cu toții ne dorim un aspect sănătos, îngrijit al pielii și de aceea ne-am gândit că este foarte important să aflăm lucruri și sfaturi pentru sănătatea pielii noastre și de asemenea să aflăm cum putem să avem un concediu liniștit din punct de vedere al pielii, să spunem așa. Și de aceea aș vrea să vă întreb, din punct de vedere al medicului dermatolog, cum ne putem proteja pielea de soare? Pielea trebuie protejată atât cu creme cu factor de protecție, cât și mecanic, cu ajutorul pălăriilor, ochelarilor cu filtru UV, îmbrăcămintei cu mâneci lungi, dar nu în ultimul rând a cremelor cu factor de protecție și a sticurilor pentru buze. În funcție de fototipul cutanat, cremele se pot alege cremele cu factor de protecție. Persoanele cu pielea deschisă la culoare, persoanele blonde sau roșcate, cu ochii albaștri și verzi, care se ard ușor, trebuie să folosească o cremă cu factor de protecție mai mare, pentru început de minim 30, iar pe alunițe, crema care se va aplica va fi cu factor 50+, SPF, care reprezintă de fapt filtrul pentru ultravioletele de tip B, dar nu trebuie să uităm și de factorul de protecție pentru ultravioletele de tip A, care apare scris pe cutiile de creme sub formă de PPD. Ce ar trebui, practic, să știm care sunt cele mai importante lucruri despre fotoprotecție? În primul rând, ne alegem singuri cremele pe care le folosim vara sau ne adresăm unui medic specialist? Cum procedăm? Este bine un consult la medicul dermatolog înainte de a se pleca în sezonul estival, mai ales pentru descoperirea alunițelor cu potențial rău, pentru a se face acea dermatoscopie, care este o analiză neinvazivă, nedureroasă, foarte rapidă, care ne permite un diagnostic al leziunilor maligne cutanate. Totodată se va stabili fototipul cutanat și crema cu factor de protecție care trebuie folosită în sezonul estival. Dar fotoprotecția trebuie să fie făcută nu numai vara și nu numai atunci când mergem la plajă. Așa cum se crede. Exact. Din păcate, înțelegem. Razele ultraviolete trec și prin geamul mașinii. Ele pot fi nocive chiar și iarna, atunci când este zăpadă. În funcție de alte afecțiuni cutanate sau sistemice care pot fi fotosensibile, trebuie să folosim creme cu factor minim 30, iar în cazul afecțiunilor cutanate fotosensibile, cum este lupus, vitiligo, albinism, xeroderma pigmentosum și altele, trebuie să folosim creme cu factor 50+. De asemenea, nu trebuie uitat aceste creme să le aplicăm cu 30 de minute minim înainte de a ieși din casă, adică nu pe plajă,
cum fac marea majoritate a oamenilor, și ele trebuie reaplicate, de preferat la fiecare 2 ore, sau în caz de intrare în apă sau piscină mare sau lacuri, ele trebuie desigur reaplicate. Se vorbește foarte mult și sunt foarte multe sfaturi despre arsurile solare și cu toate acestea acestea se produc. Care sunt principalele manifestări, care sunt semnele și simptomele resimțite? Arsurile solare sunt mai frecvente la fototipurile deschise, la persoanele blonde sau roșcate, dar în ultimul timp s-au descris și s-au observat și la persoanele mai închise la culoare. Pielea se înroșește, arde, poate să apară senzația de febră sau frison, mai rar pot să apară vezicule sau bule pe suprafață. Trebuie, ca și tratament, trebuie o hidratare intensă atât cu creme, cât și o hidratare cu lichide. Se iau antalgice în caz de apariția febrei. Dacă, în schimb, apar vezicule sau arsura este mai puternică, este de preferat ca pacienții să se adreseze medicului specialist. Și să ceară un sfat, un consult de specialitate. Exact, pentru a nu rămâne cicatrici post-arsură. Ce este cel mai important atunci când discutăm despre acest tratament? Pentru că sunt foarte multe sfaturi sau leacuri din popor. Ce ar trebui, practic, realmente să facem? Să bem minim 2 litri de lichide pe zi, să folosim creme dermatocosmetice de hidratare din aceleași game sau alte game care au și cremele cu factor de protecție și antalgice în caz de febră, frison sau dureri importante. Cu siguranță respectarea orelor de stat la soare este foarte importantă. Care ar fi aceste ore când este bine să ne bronzăm? Trebuie să evităm expunerea solară între orele 10 și 16 și copiii, de asemenea, este bine să nu se expună la soare, copiii care au sub 6 luni, iar copiii până în 2 ani, obligatoriu trebuie să folosească creme cu factor 50+, adecvate vârstei lor. Deoarece pielea bebelușilor și a copiilor mici nu este perfect dezvoltată și arsurile necontrolate pot duce mai târziu la apariția unor leziuni cutanate de nedorit. Ce ne puteți spune despre persoanele care au alunițe? Și ați adus în discuție acest subiect ceva mai devreme. Cum stăm cu expunerea acestora la soare? Alunițele nu trebuie traumatizate și de asemenea nu trebuie expuse la soare fără creme cu factor de protecție 50+. Și trebuie... Crema se reaplică de asemenea la fiecare 2 ore, cum am spus anterior. Dacă ne îngrijorează o aluniță sau mai multe alunițe, pentru că de multe ori sunt persoane care au foarte multe alunițe, dacă ne îngrijorează aspectul lor, care sunt pașii? Ne adresăm medicului dermatolog? Desigur, la cabinetul medicului dermatolog se poate face o dermatoscopie. Este un aparat neinvaziv, cu ajutorul căruia putem observa anumite detalii ale alunițelor și putem astfel diagnostica cancerul cutanat sau leziunile cutanate premaligne. Nu numai alunițele congenitale pot să pună probleme, ci și alunițele care apar mai noi în decursul vieții adulte. De multe ori auzim că dacă îndepărtăm o aluniță, poate apărea cancerul cutanat. Cât este de adevărată această informație? Nu, acesta este un mit popular, nu este deloc adevărat. Orice aluniță sau orice leziune care se scoate de pe piele se îndepărtează cu țesut sănătos în jur și în profunzime prin excizie și se dă la examenul anatomopatologic,
unde un medic se uită la microscop și ne stabilește diagnosticul 100%. Cât de importantă este mărimea, să-i spunem așa, a luniței? Dacă este mai proeminentă, este mai mare riscul pentru a face cancer sau este o problemă mai mare? Nu neapărat. Există nevi alunițe congenitale care nu vor pune niciodată probleme și la fel de bine pot să fie alunițe mici care pot să pună probleme și care se pot transforma în cancer cutanat. Ideal ar fi ca pacienții să se adreseze medicului dermatolog măcar o dată pe an pentru această dermatoscopie, care este foarte rapidă, nedureroasă, neinvazivă. Odată ce am făcut această dermatoscopie, este bine să o repetăm în funcție de necesitate și în funcție de ce s-a stabilit la primul consult al medicului dermatolog. Culoarea neagră a unei alunițe poate fi considerată melanom, așa cum de multe ori auzim? Nu neapărat. Melanomul nu este tot timpul de culoare închisă, poate să fie și de culoare deschisă, poate să fie alb sau chiar roșu. Poate să mimeze alte leziuni cutanate, de aceea dermatoscopia și excizia și anatomia patologică împreună vor stabili diagnosticul final. Și rămânem tot în sfera miturilor, să le numim așa. Se spune că dacă se aplică anumite creme sau substanțe, soluții pe alunițe, acestea nu vor mai crește sau vor dispărea. Cât este de corect să afirmăm acest lucru? Alunițele nu trebuie traumatizate, ele nu pot să dispară nici prin ingerarea unor substanțe și nici prin aplicarea locală a unor creme sau substanțe. Trebuie să nu lezăm absolut deloc alunițele. Ele nu pot să dispară și nu avem ce să facem să nu mai apară decât să folosim creme cu factor de protecție, fiindcă ele apar datorită factorului genetic, se poate să moștenim pe cineva din familie, dar apar și datorită expunerilor necontrolate la soare. Arsurile solare, mai ales cele din copilărie, pot duce mai târziu, la vârsta adultă, la apariția leziunilor cutanate urâte. Doamna doctor, când ar trebui să ne îngrijoreze aspectul unei alunițe? Care ar fi semnele îngrijorătoare, să le numim așa? Există foarte multe criterii. În primul rând, mărimea, dar nu numai aceasta, este un criteriu. Atunci când o aluniță devine neregulată, când își schimbă forma, culoarea, când a fost plană și devine proeminentă sau ori de câte ori apare o leziune care arată altfel, așa numită rățușcă urâtă, ugly duck, ar trebui ca persoana respectivă să se adreseze medicului dermatolog, să se facă o dermatoscopie și un consult și apoi să se stabilească ce este de făcut. Ori supravegherea lor, în caz de necesitate, sau excizia și examenul anatomopatologic. Ce facem dacă, fără să ne dorim, am supărat alunița, am rupt-o? Este bine să ne adresăm medicului în acel moment sau ce este indicat? Alunița, chiar dacă este traumatizată, nu se transformă imediat în câteva ore sau într-o zi, două, în melanom sau un cancer de piele. Este bine ca imediat să aplicăm un dezinfectant. Dacă se infectează, se aplică chiar și cremă cu antibiotic și ulterior se va urmări acea aluniță de medicul dermatolog cu ajutorul dermatoscopiei. Practic, dermatoscopia este investigația de bază. Bun. Dermatologului. Aș dori să vă întreb legat de prevenție, să ne spuneți mai multe lucruri, pentru că cu siguranță asta aș doresc telespectatorii să afle cum se poate preveni practic cancerul cutanat.
Ca să putem preveni cancerul cutanat, trebuie să prevenim în primul rând arsurile solare și mai sunt necesare consulturi de specialitate periodic, măcar o dată pe an, pentru o urmărire a leziunilor cutanate. Ce pot face sau care sunt sfaturile pentru părinți, cu siguranță cei mici, dacă au alunițe, aceste întrebări sunt pe buzele părinților, cum îi pot proteja, practic? Alunițele congenitale trebuie și ele urmărite dermatoscopic, măcar o dată pe an. Cele care sunt foarte mari, desigur, trebuie urmărite și părinții nu trebuie să fie îngrijorați atunci când vor mai crește, deoarece ele vor crește odată cu copilul, odată cu vârsta copilului, dar totuși este necesar un consult periodic la medicul dermatolog. Revenind la discuția despre arsurile solare de la începutul emisiunii, ne-ați spus cum ne putem păzi de acestea. Vreau să vă întreb, din această gamă largă de creme existente, cum facem, doamna doctor, să alegem cea mai potrivită pentru tipul nostru de piele? Sunt de preferat cremele dermatocosmetice din farmacie. Pe alunițe folosim creme cu factor 50+ SPF, care acoperă ultraviolet, filtrul UVB, și de asemenea trebuie să aibă și factorul PPD. Iar pe restul pielii putem să aplicăm pentru fototipurile deschise un factor 30 SPF, iar pentru fototipurile închise de piele un factor 15. Pentru față și corp sunt două produse diferite? Există produse diferite, dar se poate folosi și un singur produs de corp care se poate folosi și pe față la nevoie, atunci când nu există contraindicații ale expunerii la soare. Foarte multe persoane pot să aibă la nivelul feței anumite hiperpigmentări care necesită o fotoprotecție mai specială, desigur cu creme cu factor de protecție 50+. Ați adus în discuție contraindicațiile. Când este contraindicat să stăm la soare? Nu este permis să stăm la soare între orele 10 și 16. Desigur, creme cu factor de protecție dimineața și după amiaza. Sunt anumite afecțiuni și în special la copii, poate mă refer, care contraindică expunerea la soare? Da, există foarte multe afecțiuni cutanate, dar și sistemice, precum vitiligo, albinismul, xeroderma pigmentosum, chiar și acneea. Contraindică, desigur, expunerea la soare. Iată, și aici este o întreagă discuție cu acneea, dacă soarele face bine sau nu acnei. Pe moment, soarele reduce leziunile inflamate, dar efectul pe termen lung este de accentuare a leziunilor. De asemenea, dacă pacientul folosește creme, anumite creme topice cu peroxid de benzoil sau isotretinoină, există riscul de hiperpigmentare la nivelul leziunilor cutanate. De aceea este contraindicată expunerea la soare la pacienții cu acnee. Să înțelegem că pentru o vacanță și un sezon estival liniștit este nevoie să respectăm sfatul medicului dermatolog și toate aceste lucruri pe care le-ați spus astăzi. Și, din păcate, prima parte a emisiunii noastre se apropie de final. Am să vă rog, pe final, doamna doctor, să le oferiți câteva sfaturi ca și o concluzie telespectatorilor noștri în ceea ce privește fotoprotecția. Folosiți creme cu factor de protecție minim 15 pentru față la persoanele care au anumite sensibilizări
sau afecțiuni fotosensibile, este bine să folosească creme cu factor 50+. Și nu uitați să veniți la medicul dermatolog, măcar o dată pe an, pentru o dermatoscopie. Doamna doctor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru toate sfaturile acordate astăzi. Mulțumesc și eu. Dragi telespectatori, revenim imediat. A fost alături de noi invitata noastră, doamna doctor Claudia Artenie, medic primar dermatovenerologie, Pro Life Clinics Iași. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.